Deșteptarea. Ca domnul John să fie candidatul de coloratură în aceste alegeri, care sunt cu totul aparte. Pentru prima dată când sunt atât de mulți candidați care toți au cumva șanse să ajungă în turul 2. Unul mai talent ca altul. Dar sunt 6 candidați care au fiecare șansa lui, bună, statistic considerabilă, să intre în turul 2. Și domnul John este unul dintre ei. Sondajele până acum îl dau drept favorit, dar mai e mult până departe. Și domnul John are, pare avea unele dificultăți cu cronologia, cu temporalitatea, ca să zic așa. Nu reușește să înțeleagă cum trece timpul. După gafa cu urările de sănătate pentru răposatul rege Mihai, acum domnul John a declarat că el este de crețel. De creței, mă rog, toată lumea știe, repet, reamintesc, de creței sunt cei născuți în anii 67, 68, 69, cam pe acolo, după ce în 1996 Ceaușescu a dat un decret. 66, ce am zis? 96. Nu, 66, în 1966 Ceaușescu a dat acel infam decret prin care interzicea avorturile și metodele de contracepție în România și a rezultat un puseu de natalitate. 67, 68, 69. Și domnul Geoană se consideră de crețel. Cei care s-au născut atunci se numesc de creței, dar domnul Geoană s-a născut în 1958. Adică destul era deja în clasa a treia când au început să se nască de creței. Că avea, ce să zic, avea 10 anișori, binișori spre 11. Dar s-a simțit partea acelei generații că era o frăsuneală în societate și la 10 ani o pricep deja. Bine, aștept să se declare millennial. Și o altă problemă, cronologia a domnului Geoană, dar nu numai, în legătură cu votul la referendumul pentru familie. Într-un alt interviu, domnul Geoană a fost întrebat dacă a votat la referendum pentru familie. Și dânsul a spus că nu, citez, nu am votat pentru că eram, cred că eram în deplasare undeva, eram într-o deplasare cu NATO, eram perioada în care eram eu la NATO. Acum, dacă mă iei repede, nici mie nu mi-e prea clar când a fost exact referendumul ăla. Nici a trebuit să verific. Dar știu exact ce am făcut, adică știu ce am nevotat sau cum nu m-am dus. Știu și de ce am făcut asta, pentru că a fost un moment care a polarizat societatea românească. Domnul Geoană o dă după tufiș pentru că el vrea să spună că n-a votat sau a votat. Zice, dom'le, m-au încurcat niște treburi, că... Nu spui bine, spui de ce nu ți-asum lucruri? Adică frica asta de asumare a unei decizii personale în privința unui moment cheie din istoria României, mie mi se pare dezolant. Deșteptarea